Genu! Genu, tu ești acasă? Genu! Da? Scuze-mă că am urcat până aici, dar Iza e disperată. Nu poate să doarmă din cauza diferenței de fusorar și am venit să iau pijama a ei, să fac o vrajă, să o ajut. Da. Ia ce vrei. Astea nu sunt ale Livie? Care? Sandalele... Astea sunt ale ei, că... Mila, dacă trebuie să mă inspir eu pentru un costum. Astea. Pentru un costum. Pijama. Ia uite. Drăguța de ea. Poftim. Am să-i spun Izei că am simțit o energie puternică la ea în dormitor. Hai mă, Livia, măi, că era cât de ce să ne prindă! Și ține numai de asta, spasă! Dacă n-aveai balcon, mă aruncai pe ceam! Te-a tărut! Hai mă, Livia! Ce-ai pățit? Am încercat cu luminii și pentru că nu vor să dea ce am nevoie. Ea de la catering au adus ieri o mâncare nașpa și lui Chris e rău și genunchiul... Calmează-te! Calmează-te că rezolv eu cu luminiștii, cateringul schimbăm. Zi, geluțul, ce ți-a făcut? Mi-a făcut scandal! Că și că trebuia să fiu mai atentă cu ce îi dau lui Chris să mănânce. Că e bolnav și e responsabilitatea mea. E pasărul geluțul de Chris? De când? De când face greva și cere daune. Ce rahat! Lasă-mă că se rezolvă. Hai că te ajut eu. Da? Livia! Cu mine! Acum! Da! Stăpâne! Acum! Și tu, du-te și calmează-i pe Raluca și pe Chris că fac spume în redacție. Acum! Mă, dar toată lumea e în spume. Și cum ai merge treaba? Same old. Cum le știi pe toate. Chris și Raluca sunt cefuți, acum fac și grevă. Geluțul e nebunit că nu mai știe cum să-i țină în frâu. Livia e săraca terminată, că toate se sparg în capul ei. Cătălin e un scump și un dulce. Iar eu... Tu ești bine că te văd. Dar Chris de ce e supărat? Azi? Că a făcut bubete la mâncarea de ieri. Acu te-a găsit pipăia la cola când sunt în budă? Fiecare ajunge fix unde merită. Și mă rog, ce treabă ai tu cu viața mea? Sunt o femeie liberă, mă pipăi cu cine vreau. Și să știi că omului aluia chiar îi pasă de mine, nu mă aruncă pe geam ca alții. Tu vezi este nevastă ta, că-ți păsa de ea mai mult decât de mine ultima dată când am verificat. Livia, tu chiar nu poți să depășești momentul ăsta. M-am speriat ce era să fac. Dacă ne găsea Becky așa, îți dai seama ce se putea întâmpla? Ce era să fac? Să-ți asumi relația noastră odată pentru totdeauna. Să recunoști că mă iubești și să ieșim și noi la lumină. Dar nu o să o faci niciodată pentru că... Tu nu mă iubești! Ba, te iubesc, viața mea, te iubesc! Uite, să nu mă miști din loc dacă nu e așa! Uite! Dumnezeu e sus și vede, are carnețel și notează tot! Ce vrei tu, nu se poate! Aha! Chiar acum mă iubit, omă! Da când? La menopauză? Nu, ziceam că nu chiar acum, când au turbat la Luca și cu Chris. Și nu e nici Antima aici ca să-i potolească. Cine știe ce fac cu ea până diseară când vine el? Așa o scaz de când te cunosc. Nu acum că n-avem bani, nu acum că plouă și rămânem în stradă, nu acum că ies bube lui Chris. Nu o să o faci niciodată! Dar știi ceva? Uită-te la mine! Și cu mine nu o să mai faci. Crede-mă! Măi! Ia uite-mă, l-au trimis pe pisoiaș. Ce mă, geluțul s-a dus de repede la tata socru să ne părească și te-a trimis pe tine ca să ne păzești? Ce aveți facă? Grevă! 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 Mai fiți mai și voi rezonabili! Fiți mă rezonabili, ce mai ba? Tocmai că am fost prea rezonabilă. Pe am ajuns să câștig pe o emisiune cât un am râde profesor pe o lună. Cum să trăiesc mă din banii ăștia? Iar eu arăt ca o broască de la mâncarea pe care mi-o dați voi.
Ați văzut voi broască rezonabilă? Da, nu cred că sunt de la mâncare, că am mâncat și eu. Cred că sunt de la praful și de la măta, sau invers. Sau de la comentariile tale idiote, Scorpie. Bă, bosule! Da, mă, faceți-mă mișto, faceți-mă mișto, dar cum mai apar, mă, așa? Cum mai apar, mă? Nu-mi scade, mă, mie ratingul, nu trebuie să iau eu, mă, cu pumnul pastile, adică voi, mă îmbolnăviți, da? Și eu trebuie să mă tratez pe banii mei, nu? Așa nu mai merge, frățioare, știi ceva? Dacă vrei să mai apară în emisiunea ta, trebuie să plătești daune, că cine știe, dacă văd niște bani, poate îmi dispar și mie bubele. Adică ți apar bubele de la mâncare și îți dispar dacă îți dau bani, nu? Orice necaz se tratează cu bani, gerule. Până nu vă banii, nu mă vezi în emisiune. Grevă! Grevă! Da, te susțin, deși azi nu suntem prieteni, hai! Grevă! Grevă! Rezolvă cumva, pentru că altfel le dau din banii tăi. Grevă! 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 Cuie, bolduri, cioburi, chestii în care se poate înțepa frumoasa noastră adormită, Chris. Livia, am nevoie de tine. Și eu am nevoie de un bărbat cu care să pot ieși în lume. Ghinion, nu ești tu ăla. Livia, am nevoie de tine ca să mă ajut să scot pe ea din grevă. Când ești producător, scoate-ți singur. Livia, nu mă lăsa la greu, Livia, că știi că nu pot trăi fără tine. Nu poți trăi fără mine? Dar mă ții pe balcon ca pe ficus. Mai rămâne să mă pui în ghiveci. Poate merge bine și prin rădăcini. Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă! Ce-unde s-a mătit? Na, că acum am înțepat eu! Dacă adormi, nu te baza pe mine că vin să te pup să te trezești. Livia, Livia, nu mă lăsa la greu, Livia! Sau nu măcar știi ce? Caută un subiect de emisiune pentru că este obligație de serviciu. Scrie și în fișa postului la anexă. Scrie în fișa mea? Nu cumva e obligația Ralucai? Și cum Raluca e în grevă, preiei tu. Unde scrie treaba asta în contract? La punctul G. Ha? La punctul G, la activități conexe. Angajatul are obligația să răspundă prompt la solicitările producătorului cu privire la orice activitate necesară realizării programului. Bine. Și vezi că dacă nu este Chris din grevă, o să o pun pe Becky să prezinte singură, să știi. Balenele nu sunt drăguțe, sunt grase și nesuferite. De ce să salvăm balenele și să nu salvăm porcii care ne sunt ca frații? Deci balenele nu sunt drăguțe. Cine scrie asta? Lasă-mă! Gândite și nesuferite. Scriu pentru mine! Mă fac să mă simt mai bine! Vezi să nu i-o dai mâine lui Chris pe post. Fii atent! Am și eu nevoie de un subiect de emisiune care să-i placă lui Becky și de un invitat care să facă show. Vrei de? Mă duc până la bufet, vrei ceva? O cafea, o negresă, o suedeză, că băutură și stupefiante nu vând. Băi, deci sunteți culmea mea. Adică eu nu pot altceva în viața asta. Numai femei și alcool. Altceva când te uiți la mine, nu vezi? Ba da, bube. Au. Alo, da. Mama? M-ai găsit și pe ăsta. Cum nu răspund? Nu vezi că vorbim? Nu sunt nervos. Nu sunt nervos. Așa sunt eu. Doar semăn cu tine, nu? Mamă, am probleme cu urticarie. Ce să fac? E, o să fie bine. Ai încredere în mine. De fiecare dată când ai spus asta, s-a întâmplat exact invers. Auzi, știi vaza aia albastră? Aia care stătea la tine pe birou. Dar normal, e vaza de la Alexandra, prima mea iubită. Nu mai e. A murit Alexandra? Nu pot să cred. Nu Alexandra. Alexandra e bine mersi, s-a făcut cât vaca și a născut gemeni, în ordinea menționată. Adică nu de la sarcină s-a îngreșat. Mă rog, vaza nu mai e. S-a spart când ștergeam praful. Mamă, deci tu vrei să mă termini? Tu mi-ai spart vaza mea norocoasă? E ales să cadă. Vezi tu partea bună a lucrurilor. Cioburile aduc noroc, nu? Ce faci, Chris? Oh. Te agiți în starea în care ești? Tu ai chef de o vizită la camera de gardă? Relaxează-te! N-am cum! Am depășit doza zilnică de calmante adineauri. Fără efect, după cum vezi. Păi dacă apelezi la chimicale, încearcă o metodă naturală de relaxare. Stai jos, închide ochii și gândește-te la ceva care îți place. Să not. Perfect! Imaginează-ți că ești undeva în natură, într-un izvor cu apă termală.
Și apa te mângâie? Da, auzi, să n-aibă gariți, viermi, rădașche de-asta care eu am fobii. Nu. Închide ochii. Apa este curată și singura formă de viață în afară de tine sunt eu. Într-un costum de baie minuscul și... Auzi, prefer garezii. Eu ies că să nu ne prindă șeful că facem baie împreună, da? Nu ne prinde când o facem. Adică ce naiba facem, vreau să zic? O meditație de relaxare nevinovată? Da. Te ajut să-ți se tragă pubele atât. Stai jos. Relaxează-te și continuă fantezia. Fanteziile sunt și legale și gratuite. Da. Unde rămăsesem? Unde? La costumașul meu minuscul coral, da. Din care mi se vede fundul sexy, amândoi aproape ațipim în apa călduță și ca prin vis. Tu mă atingi, eu mă apropii. Hello, Jules, Chris! Am venit după o coală, îmi trebuie... Ui, venise rău și încercam să... Asta n-a fost fantezie și sigur o să mă coste scump. Deci nu e gratis. Scapă de băgăcioasa asta cumva. N-am cum, că mi-e frică de ea. Are puteri de-alea. Ție ți-e frică și de umbrata, ești mai rău ca un iepure. Tu înțelegi că mi-a legat limba. Mi-e frică. Lasă, cât ți-o desleg eu dacă este nevoie. Tu cheamă-mă dacă e cazul. Bună! Și asta îți face ochi dulci? Ia uite unde era armăsarul, ia! Yeah! Mă rog, la cum arăți ar trebui să închiți repede niște jaratic și să te scuturi. Ci că așa scapă mărțoaga de bube. Am găsit! Avem invitat! Am găsit pe unul, lupul! Flămânzeanu! E un nutriționist celebru. Și am găsit pe net niște polemici oribile între lupul flămânzeanu și Becky. Între Becky și lupul flămânzeanu. Pe ce temă? Cum pe ce temă? Pe temă de nutriție. Nutriție, mâncare, cum să faci să înțelegi potol? Arhie. Am eu o fază de idiotă, mă? Tu ai față de... Ai față de puicuță sex. Puicuță? Se mai folosește termenul ăsta? Eu îl folosesc! Ai ceva împotrivă? Zi! Nu? Ce nu-ți convine? Turbatule, ești blând! Respiră! Am înțeles că e vorba de mâncare, că nu sunt idiotă. Sunt puicuță sexy, nu? Da, te-ai vrut, am zis. Dar ce zicea unul și ce zicea celălalt în polemicile alea oribile? Păi pe scurt, lupul! Spunea să mâncăm numai carne! Iar Becky spunea să paștem numai frunze! Becky îl urăște pe carnivor pentru că instigă la uciderea animalelor nevinovate. Iar eu sunt total de acord cu Becky. Păi da. Tu mănânci carne? Păi sunt de acord cu consumul, pentru că îmi place, dar nu sunt de acord cu uciderea animalilor, să fie clar. Haide să le mâncăm de vii, foarte tare. Păi eu zic să-l aducem pe ucigaș, pentru că ar fi o surpriză plăcută. La fel de plăcută ca statul meu pe balcon. Da. Vrem mâncare sănătoasă, vrem dușul la platou, vrem hamac la garderobă, vrem pauză de somn. Grevă, vrem mâncare sănătoasă, vrem dușul la platou. Nu pot să cred. Tu chiar poți să faci asta? Ce? Asta. A, asta? Nu. Vrem hamac la garderobă, vrem pauză. Că nu cred că mai e altă soluție. Păi și dacă îi îmbătăște o să iasă din grevă? Măcar o să avem un răgaz până mâine. Bă, într-o oră aterizează în timp. Dacă îi vine ideea că de la aeroport să treacă pe aici și găsește pe ăștia așa, hă? Hai! Grevă, auză de somn! Grevă! Mamă, Raluca, nu vrei să-mi explici mie revendicările tale la o sticlă de vin? Ah, ok, juniorule! Așa ofertă nu se refuză, dar să nu piși sumasă după primele două pahare, dacă mă supăr. Sorry, frățiuer, te las singurel, da, te susțin mâine de la prima oră, promis? Ți-o trimit pe Livia imediat, așteaptă. Vrem mâncare sănătoasă! Liniște! În concluzie, dacă vrei să reiau scrisul, trebuie să-mi dai ceva în locul banilor. Păi zi ce vrei și mă duc să-ți aduc.
Nu te duci nicăieri, nu. Vreau corpul tău tânăr. Vreau să facem amor sălbatic și inconștient ca la 20 de ani. Ca să fiu cinste cu tine, eu zic că mă simt atras de cineva. Da, e, așa și eu, dar degeaba. Așa că lasă procesele astea de conștiință și... Dezbracă-te, yes! Jos, textilă, jos, textilă, jos, textilă, striptease, striptease! Nu o să fie niciun striptease. Mult mai bine așa, că altfel riscam, Doamne Feriște, să faci infarct. Noapte bună! Eu am terminat. Tu? Ok, acum vin. M-a rupt zborul. Plus că în primele două zile n-am putut dormi. Până nu mi-a descântat bechii de fusorar, n-am închis un ochi. Gata. Tu? Nici eu n-am putut să dorm. Fără tine, draga mea. Lasă circul. Tu ce-ai mai făcut? Nimic! N-am făcut nimic. Vezi? Are dreptate, tăticu. Ars gazul de pomană. Ah, bună, ce mă bucur că ai venit. Ce draga mea! Tine. Oh, credeam că nu mai ajung. Zborul a fost groaznic. Cred. Tu ce stai și te uiți? Du-te și adune ceva de băut. Niște biscuiți? Trăiește și tu! Da, acum, niște... cum? Trăiesc biscuiți. Am vrut neapărat să ne vedem înainte să vii tu pe acolo. Am niște vești extraordinare, nu o să-ți vină să crezi. Si! Azi am văzut-o pe Jules, sărutându-l pe Chris. Nu pot să cred! Du-te tu! Dacă-ți spun... Și l-ai făcut poză? N-am apucat, n-am avut când, Și vrem să... îți aduc și asta înapoi. Geluțul a fost foarte amabil și m-a ajutat să o caut. Deși abia ieșise de la duș să -l spun. Era plin la refuz de energie sexuală. Cred că se gândea la tine. Mi-era dor. Uite, și lui era dor. A stat așa cu trompa în sus tot timpul cât ai fost tu plecată. Mă-ți place ție. Semn de prosperitate. Ce ai? Un whisky bun. N-ai? Ah, bineînțeles. Vezi ce bine ne înțelegem noi doi? Trei? Marele Chris! Mai o vedetă! Vedeta Frenny. Au ajuns un papițoi, o bătaie de joc, o sperietoare, vreau să zic. Adică un om de paie. Păi cine sperii, mă, tu? Chiar. Păi aia e că nu sperii pe nimeni. Păi mamica, nu? Păi aia cum o cheamă, păi aia Eliza, nu? Păi Becky mă sperie ea pe mine. Și nu știu ce să fac. Adică, fii atent. Și astăzi, măi, astăzi, spun Mațic, tu ești surioara mea, bro. Fii al meu, fii al meu. Astăzi am fost violat oral direct cu cura. Băi, Chris, tu ai un râs, stai jos. Hai, măi, că am o treabă aici. Stai hai. Jos. Bine. Pau. Tu, toată ziulica, ai stat în redacție cu greva ta de rahat. Nu te-a violat nimeni. Ba da, fii atent, a venit Jules la mine în baie într-un costumaș minuscul de baie și m-a pupat direct în gură, mă! Ce mă fac? Dacă mă bântuiește, asta, hărțuiește. Pui pe mine de nevastă și ai scăpat. Că nevasta e cea mai bună scuza unui om însurat. Nu pot, ea nu pot, ești simpatic, e surioara mea, eu fac orice, numai incest, nu! Ce mă fac? Dori, mă! Dacă nici drogatul nu ia de nevastă. Te iau eu sugar.
Stai că e simpatic. Mersi. Du-te și plătește și ajută-mă să-l car pe ăsta, că nu pot singură. Cocoș? Hai sus! Oma! Directorul! Oma! Am înțeles! Ce băut! Ah. Flămânzeanu este un idiot care promovează consumul de cadavre! Adică e necrofag? Mănâncă oameni morți? Păi da, asta nu e infracțiune, cum de e libertate? Nici eu nu știu! Ar trebui arestat! Promovează o dietă bazată exclusiv pe consumul de carne, adică îți transformă corpul într-un cimitir! Ah, oh, vai! Ce scârbos! Exact asta spun și eu! Eu nu apar cu asta în emisiune, să-ți fie clar! Hai mă, nu te supăra și tu așa de tare! Omul a acceptat să vină. Dacă renunți la el, gelule, îți caut singur altul, că eu mi-am terminat activitățile conexe. Becky, o profesionistă adevărată participă la emisiune, mai ales dacă are un adversar care o contrazice. El vine cu argumentele lui, tu îl bați cu ale tale, nu? Ce argumente, genul, ce argumente? Individul este un retardat, abia dacă știe patru cuvinte. Cârnați, halcă, șuncă și untură. Găsiți altul sau se ocupă Cris de el. Cris e în grevă. Și nu e treaba ta să-l scoți din grevă? Până-l scot, este obligația ta ca să îndeplinești sarcinile pe care ți le dau eu. Punctul G din contract. Punctul G? Pe bune. N-ai găsit alt punct? De. Ce să fac? Pe ăsta-l găsesc eu mereu. Asta e karma mea, să detectez punctul G. Mi s-au muia picioarele. Mm-hmm. Și o să ți se mai moaie și ce ai deasupra lor dacă mă mai atingi. Cureaua? Detectorul de punct G. Cu karma cu tot. Ce faci, mă? Acum te dai la asta? Nu mă prefac că sunt libidinos cu toate fetele ca să nu bată la ochi când mă apropii de tine. Dar mai bine nu te apropii ca să fii sigur că nu bate la ochi. Olivia... Nici Olivia! Vă ascult. Nu vă mai susțineți revendicările? Deci, mâncare sănătoasă. Sunt de acord. Dar mai întâi, ca să fim sănătoși, trebuie să renunțăm la băutură și la pastilele fără prescripție. Eu pot să obțin prescripție pentru aproape orice. Bravo! Atunci să-ți iei morfină. Că dacă spun lui tati despre incidentul cu Jules, s-ar putea să ai nevoie. Tocmai și-a luat un Rottweiler și vrea să-l încerce. Mai departe. Hamac la garderobă. Asta trebuie să fie pentru tine, doamnă. Să te dai huța cu bărbată meu. Glumești? Nu, tu? Dușuri la platou. De asta chiar o să-i propun lui tati să facem, dar doar cu apă rece, că se pare că e nevoie. Altceva? Păi eu cred că putem să ieșim deocamdată din grevă, dacă am obținut măcar dușurile. Așa. Vedeți că se poate. Bună seara, doamnelor și domnilor! Alături de noi, în această seară, l-avem pe celebrul nutriționist, domnul doctor Lupu Flămânzeanu. Vom vorbi despre cele mai eficiente diete de slăbire. Domnule doctor, aveți cuvântul. Bună seara! Vom vorbi despre dieta hiperproteică, bazată pe consumul de... De cadavre, știm. Poftim. Morți. Continuați. Pe ce spuneați că este bazată dieta dumneavoastră? Pe consumul de carne. Asta-i. Puteți să consumați orice tip de carne doriți, plus derivați, în exces, fără nicio problemă. Sigur, dacă vreți să faceți cancer de la acidoză, constipație cronică, sigur. Domnișoară Becky, dacă dumneavoastră mâncați două mere, două pere... Și o banană. Da, de aceea sunteți cu glicemia în șosete și cu nervii pe bigudiuri. N-am nici șosete, iar ăsta este păr, nu nervi. Nervii sunt înăuntru capului. În curând nu o să mai fie, domnișoară, dacă o să consumați în continuare lăsuri. Bravo, fata, așa. Ce, mă? E, lasă domnul invitat figurant. Că te aranjează băiatul. Se spune că sunteți? Se spune că sunteți un nutriționist de rahat. Și pe ascuns beți bere ca să vă clătiți mațul? Stimate domn, dar m-ați chemat aici ca să mă insultați? Vă rog frumos, sunt o somitate, vă rog! Nici de cum nu avea afirmația, nu mi-aparține, cred că... Cine știe ce frustrată, părăsit-o, fi scris-o pe presă și eu doar am citat-o, să știți, nu... Să știți că nu toate persoanele trebuiesc citate, da? Așa e, așa e. Da? Cred că nu vă referiți la mine!
Eu am studii de specialitate, domnule, da? Oh, oh. Și în cazul meu, toate dietele dau rezultate, toate! Ceea ce nu pot spune și despre adepții dumneavoastră. Nu există niciun fel de studiu pe termen lung despre sănătatea lor. Pot doar slăbi. Și după aia, dacă se îmbolnăvesc... Toată lumea se îmbolnăvește odată și odată, măcar da. Se îmbolnăvesc rumeni în obraj, te rog! Extraordinar, o să arate minunat în poza pentru necrolog. Ce se îmbolnăvesc, bă? Crapă! Ce să se îmbolnăvească, domnule? Pe românește, adepții dumneavoastră, crapă! Poftim? Mă scuzați, mă scuzați! Mă rog frumos! Nu se poate! Mă scuzați din nou! Crapă, 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 crapă! Dacă mai scrii tu pe mine, tu ce? Ce o să faci? O să mă concediezi? Mare grâză, abia aștept! Să pot să spun și-o lumei întregi ce-am pe suflet! Că vezi tu, nu mai poți să țin secretele altora! Facem la cu telefonul ăla! Ce ai făcut, mă? L-ai băgat în direct fără să verifici cine e? M-am împins! Bine că ai răspuns! Când ai zis adineaul frustrată, părăsită, te-ai referit la mine, nu? Mama? Mama, ești în direct! Pentru cultura ta generală, puiule, eu l-am părăsit pe tactu, pentru că era un mitocan lipsit de scrupule. Dumnezeu mi-e martor că am încercat din răsputeri să nu se despart de tatăl tău, dar când te-am găsit îmbrăcat în rochia mea, cu mărgele, dat cu ruși și dansând la șciv în fața oglinzii, am realizat că și pe tine te afecta bănărânia lui. Și el ai oricum mare, aveai 17 ani. Ce, Doamne iartă-mă, mi-am zis, n-o să sufere prea tare. Mamă, ai fost în direct. Da? Mă scuzi, hai, pa. Și să nu uit. Deci eu nu sunt o frustrată părăsită. Nu, mamă, nu. Mă scuzați. Vedeți, dacă mama dumneavoastră ar fi consumat carne, nu ar fi avut oligoelemente. Vrei să spui că mă faci oligofren? Nu, mă scuzați, am vrut să spun oligoelemente. Adică n-ar fi avut la ușa ei element oligofren? Chris! Publicitate! Mișcă! Ce vrei de la mine? Ce vreau de la tine? Da. Să intri în direct în emisiune și să recunoști, mă, că ești un nutriționist de rahat. Că dieta ta este o crimă și că bei bere, mă. Să-ți clătești mațul. Foarte simplu. Adică vrei să mă autodistrug? Mai bine mă apuci. Nu mă tindea că s-ar putea să întâmple. Că asta sunt rău. Sunt foarte periculos. Zi. Nu vrei, hă? Nu vrei. Lasă că te conving eu. Păi ce-i ăsta, mă? Ce-i, mă? Ce-i, mă, ăsta? Un ardei iute. Un ardei foarte iute, simți? Ia uite, mă. Iute! Deschide gura! Zic că mi se umflă limba! Trebuie apă, te rog! Da, apă! Am bere! Ia și bea! Nu bea bere în fața camerei, nu! Nu bei? Trebuie apă, te rog! Bei, da! Bere! Da, bere! Multă bere! Ia și bea! Multă bere! Așa! Și a pus-i la camera! Berea e bună în dietă! Zi! Nu zic așa ceva! Zic că mai am în coșciușcă! Bine, zic! Și te fac o parte la altă! Zic! Berea e bună dietă! Berea e bună dietă! Așa Dorele! Mai cu talent, convinge-mă! Berea e bună dietă! Dorele, nu ești gay! Normal, convinge-mă! Hai. Berea este bună dietă! Bea! Ai văzut, mă, că n-a fost greu? Stop! Să faci bine să spui chestia asta și în emisiune. În direct, că dacă nu, dau înregistrarea asta pe net, mă. Și fii deștept. Alege emisiunea, că noi avem audiența mică, mă. Mai mică decât netul. E mică cât un ardei iute mexican. Revenim în direct, stimați telespectatori, cu invitatul nostru, nutriționistul Lupu Flămânzeanu. Sunt un nutriționist de rahat. Dieta mea este o crimă. Beau bere pe ascuns ca să-mi clătesc mațul.
Cât curaj! Stimați telespectatori, astă seară la Viața cu Chris avem parte de dezvăluiri uluitoare! Senzațional! Mai dai o șansă, tati. Publicul iubește. Și noi îl iubim, nu-i așa? Păi dacă îl iubiți, aveți mai multă grijă de el. Cum să o lăsați pe maică sa în direct, când știți ce efect are asupra lui? Bă, am încălcat cel puțin 3 puncte din regulament. O să ne pomenim cu Dita mai amenziile de la CNA. Am jurat sabătă, nu mai gata, e concedia. Tu ce vrei, bă? Ce dai buzna așa ca la piață? Șeful, o să vreți să vedeți astea? Urgent. Bă, ești sigur că astea sunt pe bune? Am bătut orice audiență pe segmentul ăsta? Da, șef, e incredibil de adevărat. Oamenii ne adoră pe rețelele de socializare. Chris, ce că e mai tare ca Turcescu atunci când a anunțat că e agent. Plus că vegetarienii din toată țara ne aplaudă. Și sunt mulți. De la sărăcie. Vai de capul vostru! Ei, lasă-mă! Foarte bine! Lasă-mă, idioților! Ah, cum o să mă faci idiot, mă, pe mine și pe mine? Băi, te primim cu brațele deschise în echipa noastră. Îți dăm Eugenii. Îți dăm Eugenii, tâmpitule. Cum o să ne faci? Ia-mi stare, mă! Abia ieșise de la duș și era încărcat de energie sexuală la maxim. Mă râde! De ce râzi? De ce râzi? De ce râzi? Era atât de mișto! Deși abia ieșise de la duș când am venit eu și era plin la refuz de energie sexuală, se gândea la tine, probabil. Râde, mă, că era mai râde! Nu mai trage-mi ești! Haide, mă, și mie îmi place așa de mult secvența asta! Știu, da! Deci intrați în păstrat ritmul și... Dar de ce râdeai? Păi că am putut să-mi păstrez ritmul ăla de... Păi păstrează! Foarte bun am fost. Ce să fac? Astea m-am distrat chiar și pe mine.